intrat în clădirea Bisericii Betania la o slujbă divină și cineva zicea dacă vrei să-ți predai viața Domnului și vrei să o începi de la zero, ridică o mână și coboară aici jos să ne rugăm pentru tine. Bărbatul ăsta era fotbalist de performanță și n-avea niciun gând să se întoarcă la Dumnezeu. A zis, am simțit cum cineva mă ridică de pe scaun, de acolo din partea bărbaților, cineva mă ridică de pe scaun, Rețineți, nu era un băiat oricine, era un fotbalist de performanță. Cineva mă ridică de pe scaun, mă împinge o mână nevăzută să cobor pe scări și să ajung în față. Mărturisea el, când un slujitor mi-a pus mâna pe cap, am simțit un curent care a intrat în mine și am zis, aici e Dumnezeu. Din seara aceea am fost eliberat de toate păcatele mele. Știți că băiatul a fost primul care a fost botezat cu Duhul Sfânt